nu doar să fim ai Lui, să-i și aparținem. Și nu doar când ne merge bine, ci pe veci. Slăvit să fie Domnul! Vă invit să redeschideți Cartea Sfântă Biblia la pagina 277, Cartea Judecătorii, capitolul 14. O să citesc de la versetul 5 la versetul 9, inclusiv. După ce citesc aceste versete cu voce tare individual eu, o să citim un verset cu toții. La momentul potrivit vă spun cum. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr, mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a pogorât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca să o ia și s-a bătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Versetul 6, te rog să-l proiectezi. Pentru cei care ați venit fără Biblie, Domnul să vă ierte. Să veniți data viitoare. O zis cineva amin? N-am auzit? Doamne ajută. Cineva a avut Biblie, o zis amin? E clar? Ce le-ați dat ascuns un pic? Versetul 6, îl citim cu toții, că fie că aveți Biblie, fie că n-aveți, da? Cu toții îl citim cu voce tare. Dacă văd o pereche de buze care nu citește, eu repet. Asta înseamnă că sigur trec de program. Da. Dar vă rog să fiți foarte atenți, foarte, foarte atenți, cu toții cu voce tare, cei ce nu știți limba română, învățați acum, repede, da? Citiți pe litere 3, 2 și. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Slăvit să fie Domnul! Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ah, sunteți aici, ok, știți vorbi. Când trebuie, lăudați să fie numele Domnului, sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră. Vă aduc salutări sfinte de la fratele Vasile Bojor, pastorul coordonator, care am înțeles că a fost la dumneavoastră nu de mult. Vă binecuvintează și Biserica Betania vă salută. Salutul bisericii noastre este Maranata. Domnul nostru vine! Slăvit să fie numele Lui. Mă bucur să mă revăd cu fratele pastor Gabi. Știu că l-am întâlnit la convenția din 2019 de la Houston și m-am bucurat să fiu împreună cu familia fratelui Isaac. Dumnealor sunt niște gaze de excepție. Trebuie să vă deconspir faptul că l-am văzut odată în București. Vă dați seama ce înseamnă asta. Și el s-a riscat, eu nu m-am riscat, că n-am avut de ce. Odată l-am întâlnit în București, la amvonul Bisericii Izvorul Mântuirii, dacă bine zic, da? Și m-a întrebat, ai pe cineva în Los Angeles? Și am zis, nu, de azi ai. Așa mi-a spus. Așa se face că i-am scris fratelui și cu mult drag a acceptat să ne găzduiască. Eu trebuie să vă deconspir un fapt, că eu trebuie să-mi las poverile emoționale, că altfel nu știu să predic. Trebuie să vă prezint cea mai frumoasă femeie din lume, Alexandra, soția mea. Domnul să o binecuvinteze. Amin. Că am zgârcit cu amin, nu vă mai dau o șansă. Domnul să o binecuvinteze. Amin. Și pe dumneavoastră? Amin. Deci dumneavoastră știți zice din prima, e bine. E foarte bine asta, da. Asistăm la un caz foarte interesant. Imaginează-ți că mergi să te însori. Dacă încă nu te-ai însurat. Dacă te-ai însurat, amintește-ți cum a fost. Și dintr-o dată, în timp ce mergi pe stradă, există în dreapta niște vii și fără anunț prealabil apare dita mai un leu. Păi, la ce se gândea Samson când a mers să se însoare?
Este câte un băiat pe care îl întreb, ești prieten cu iate să roți? Ce frate, eu nu mă gândesc la nimica. A, tu te gândești la elicoptere când te săruți, așa-i? Am înțeles. Deci tu ești ceva specie. Tu ești om. La ce se gândea el? Pe garantez eu că se gândea la ea. Se gândea la viitoarea soție, se gândea dacă taică-s-o cu maică-sa o să o accepte până la urmă, că nu o vor să o accepte și au avut motive taică-s-o. Deci nu a fost una, da? Și foarte bine a fost. Eu a spus, vezi că nu e ok ce faci. Dar nu intrăm în această paranteză. Și dintr-o dată a apărut pe drumul lui un leu. Ăsta nu era de la Disneyland. Ăsta era leu. Ăsta era leu real. Nu-i de pluș, nu-i de jucărie. E real. Știți de ce? Dușmanii noștri spirituali, vrem, nu vrem, vor apărea să ne atace când ne așteptăm cel mai puțin la asta. Notează-ți în seara asta, dragul meu frate, draga mea soră, că atunci, după marea ta victorie, dintr-o zi, din săptămână, așteaptă-te la finalul zilei să înceapă o ceartă. Ai venit la biserică și ai simțit prezența Domnului și te întorci acasă și n-apuci să urci în mașină și dintr-o dată te ispitește faptul că nu știu care o parcat aproape de tine. Asta e viața. Interesant, nu? Mă întreb câtă spiritualitate ai adunat în biserică dacă te șifonezi așa de repede pentru nimicuri. Mântuitorul era pe muntele Schimbării la față și când a apărut jos, la poalele muntului l-a așteptat un demon și un tată disperat, care a zis, băiatul meu este super extremist. Sâmbătă seara vizionează pornografie, duminică dimineața vine la biserică. Când sare în foc, când sare în apă. Dar numai în zone extreme, periculoase. Am adus la ucenicii tăi și n-au putut. Că ucenicii fără Iisus nu pot. Dar ucenicii cu Iisus și cu post pot. Amin? Slăvit să fie Domnul. Biblia spune, când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu. De unde a apărut leu? Din cușca lui? Nu. Mergea normal și în timp ce mergea normal a trecut pe lângă niște vii. Când a ajuns în dreptul viilor, ar fi trebuit să culeagă un strugure, nu? Ce trebuie să fie între vii? Dinozauri? În vii, în mod normal, sunt struguri. Că scop sau nu, nu mai contează acum. Corect? Dar realizați faptul, dragii mei, că a apărut leul din locul cel mai neașteptat. Cel mai necompatibil. O vie n-adăpostește lei, nu? Și în timp ce merge normal, din toată se mișcă o frunză din vița de vie și apare leu. Pentru că dușmanii dumitale spirituali și ai mei, în egală măsură la amândoi, vor veni din locul de unde te aștepți cel mai puțin să vină. Din locul de unde te aștepți cel mai puțin să vină. Spre exemplu, vii la biserică cu inimă curată și vrei să te închin și din toate te lași ispitit și ispitită de nu știu ce. Unii se ispitesc că-s foarte înalt. Ce să le fac? N-am podium. Înțelegi ce zic? Alții supărați că n-am ochi albaștri. Iar Alexandra, deci... Înțelegeți? Nu te ispiti pentru nimicuri, frate, soră. Și astea ar fi puține lucruri. Dar de la o ispită mică se degenerează într-o ceartă imensă acasă. Se enervează soțul pe soție. Vai, Doamne! De ce? Apărul leu, dușmanul tău spiritual. Biblia zice, i-a ieșit înainte un leu bătrân, da? Era așa morocănos, nervos, bătrânoc, da? Așa era. Știți cum era leu? Tânăr ca el. Pentru că dușmanii dumitale spirituali vor veni exact pe vulnerabilitatea ta. Îți plac serialele? Acolo e leu. Îți plac bârfele? Acolo e leu. Îți place, bărbate, să te uiți pe unde nu trebuie? Leu tău. Vulnerabilitatea ta. Îți plac banii? Vulnerabilitatea ta. Dușmanii tăi spiritual vin exact pe vulnerabilitatea ta și se pliază perfect.
Nici măcar nu mai îți dai seama. Care e leu, care e vulnerabilitate? Niciodată la un om mai în vârstă nu o să vină un leu tânăr. Cu atracții tinerești. Este cât un frate mai în vârstă care zice, frate, mi-a trecut vremea, eu nu mai am ispite. A, deci ești din altă epocă. Probabil că ești pe altă planetă, domnule. Cum adică să nu mai ai ispite? Ispitele sunt compatibile cu vârsta. De ce credeți că un băiat iubește joystick-ul mai mult decât scriptura? Pentru că îi plac jocurile. Dar crește și trece de 30 de ani și ajunge dependent de joystick. Și eu m-am tot întrebat ce o să facă când are tripleți. Când o să nască copii. Că nu mai merge cu... mai la dreapta, pe joc. Că trebuie să-i legi pe copii. Ispite. Dușmanul tău spiritual se pliază perfect pe vulnerabilitatea ta și te atacă exact unde nu ești înarmat. Exact unde n-ai securitate. Unde ești cel mai slab. Știți că unii lei i-au așteptat pe dușmani, pe oameni, 10 de ani. Știți că există dușmani spirituali care te lasă să mergi și te așteaptă la intersecție când nimeni nu te păzește și ți-a tras un glonte, în ureche, în inimă. Te termină. Știți că am întâlnit de oameni care aveau 64 de ani, mai aveau un an până la pensie și nu erau oricine. Nu vă dau funcția lor că nu vreau. Știți că la 64 de ani au fost prinși, că 30 de ani au umblat cu prostii? Știți? Că Dumnezeu e drept. Dumnezeu e drept. Și dacă nu te prind frații, te prinde media. Și dacă nu te prinde media, te prinde cineva. Pentru că ai ținut un leu adormit. L-ai băgat sub preș, sub parchet. L-ai ascuns sub gresie. Deci lasă, frate, nu știe nimeni. Să ne audă cu tare, că e mai vocal. Nu te juca cu lei. Biblia zice, leul tânăr a venit tăcut, da? Era pămut. Nu. A venit mucind. Pentru că dușmanii tăi spirituali au o strategie foarte bine pusă la punct. Te urmăresc și au sisteme prin care să creeze în tine panică, spaimă, frică. De ce leul rage, strigă? De ce are un muget leul? Știți de ce? Prin asta își anunță apariția printre lumea animalelor. El este regele animalelor. Așa-i numit. Adică domină. Și când dușmanul tău spiritual mucește, vrea să te intimideze, îți blochează funcțiile creierului ca să nu mai poți reacționa normal. Cei mai mari oameni al lui Dumnezeu au avut de luptat cu leii lor. Aveți impresia că noi scăpăm? Nici într-un caz. Dăm doar câteva pagini și ajungem la 1 Samuel, capitolul 17. De 40 de zile, pe terenul ebraic, niciun bărbat nu mai era. Nu se mai vedea că a fost la bodybuild, niciunul la salut. S-a dus fitness-ul. Solidocii erau pămut. Băgați sub preș, ascunși prin debaraie, prin dulapuri. Niciun solidoc n-apare, domnule, ești musculos, eu mă lupt. Pentru că provocarea filistenilor era următoarea. Dați-mi un om să mă lupt cu el. Dacă omul vostru al evreilor mă învinge pe mine, zice filisteanul Goliat, atunci tot poporul filistean este captiv, este efectiv așezat ca sclav evreilor. O mare provocare, nu? Foarte mare. Imensă. De 40 de zile nimeni nu mai vorbește despre luptă. Împăratul Saul, care atunci când se adună oștirea, e cu cap mai înalt, se vede de la distanță, nici el n-are curaj. Nu mai zice nimeni nimic. Pe terenul de luptă neprogramat apare un băiețandru cu păr bălai și fața frumoasă, reprezintă Biblia. Numele lui e David. N-a venit programat, taică-s-o Isai, Betlemitul, l-a trimis să le ducă de mâncare, niște caș, brânză. Și când îl vede taică-s-o mai, frate-s-o mai mare, Eliab, zice, bine, mai ai venit aici să vezi? Lupta.
De parcă el lupta vrut să vadă. Și ce a vrut să vadă el? Mâna lui Dumnezeu în biruință. Și a văzut-o. Slăvit să fie Domnul. Pentru că dacă stai aproape de Dumnezeu și îți vezi de treaba ta, dacă te implici în luptele în care te cheamă Dumnezeu să faci asta, lupte care mai întâi sunt lupte cu propria ta ființă, cu eul tău, cu ambițiile tale, uneori cu pasiunile tale, alteori cu lucrurile care sunt extreme și birui rău din viața ta și scoți dușmanii tăi spirituali afară și omori. Domnul dă biruință. Slăvit să fie Domnul. Glorie lui Dumnezeu. De tamai Goliatul a apărut la orizont și David a zis, cine este acest netăiat împrejur? Știți care e argumentul lui David pentru care știe că va fi biruitor? David nu uită că el are semnul legământului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a făcut legământ cu poporul evreu și a zis clar, fiecare băiat când se naște să fie circumcis, ăsta e semnul că eu rămân cu poporul ăsta. Și poporul filistenilor este un popor de oameni care n-au legământul cu Iahve, cu Dumnezeul lui Israel. Asta înseamnă că vor fi învinși. Și ascultați ce zice Biblia. Saul, împăratul, e foarte curios când află că David are curajul să pretindă că va merge să lupte împotriva lui Goliat. Și zice, aduceți-l repede în birou la mine. Repede să vină. Intră în birou David și zice, am un argument pentru care pot să mă duc să lupt. Ascultați ce zice el, versetul 34, 1 Samuel 17. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, loviam și îl, vreau să vă aud, îl omoram. Foarte important. David zice, în lupta mea cu leii am avut o grămadă de experiențe în care aveam această provocare. Ori îl omor pe leu și smulg oaia din gură, ori leul omoară oaia și apoi mă omoară pe mine. Pentru că dușmanii spirituale pe care nu-i omori, și ce nu-i vorba de oameni, ci vorba de păcate. Dușmanii spirituale pe care nu-i omori, garantat te omoară. Sigur. Este o bătălie între viață și pe viață și pe moarte. Nu e o bătălie ușoară. Și ce făcea David? Zice Biblia. Alergam după el. Care dintre noastre, ridicați mâna sus, care dintre noastre a prins un leu? Hai! Păi n-ai cum să-l prinzi. Știți cine accelera mușchii băiețanului David? Știți cine? Dumnezeu, Duhul Sfânt. Știi cine poate să-ți dea biruință în lupta cu dușmanii tăi spirituali? E Duhul lui Dumnezeu. E prezența lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. Noi ne bazăm pe forțele noastre, pe inteligența noastră, pe modul în care noi știm să vorbim. Noi ne bazăm pe Dumnezeu. Amin? Slăvit să fie Domnul. Glorie lui Dumnezeu. Alergam după el, zice David, aveam o singură prioritate, să-i prind oaia din gură. O, câte oi, din perspectivă spirituală, câți frați, câte surori. Au fost prinși de dușmani. În lupta cu dușmanii tăi spirituali, cu leul care te atacă, există trei stadii. Primul stadiu este momentul în care te-a prins ghearele leului. Când băiatul a prins primul pachetel de droguri, gratis. Nu-i cocaine, marihuana. L-a zgâriat leul. Vine acasă, se ascunde. Coboară în spate, în camera din spate, să nu-l vadă nimeni. Și trage pe nas. E o gheară. Inclusiv zgârieia rămâne urme. Curge sânge de cele mai multe ori. Toți oameni zgâriați de lei. Nu neglija. Nu neglija asta. Dacă după botez încă mai tragi din țigări, nu neglija asta. Dacă după botez încă mai bârfești, încă mai înjuri, nu neglija asta. E prea posibil să treci la stadiul 2. Mai întâi te zgâri un pic.
Și asta e grav. Că rămâne și ADN-ul și risc să te infectezi și rămâne și urma de sânge. Se vadă alții. Faci de minune lucrarea lui Dumnezeu și imaginea lui Dumnezeu. Dar stadiul numărul 2 e mai groaznic. Când leul, după ce l-a zgâriat pe dușman, și ce face primul pas? Îl prinde în gură. Nu îl prinde tot, că e mare. Te prinde o mână. O mână. Îi prinde o ureche. Și dita mai pruncul de pocăiți ascultă muzică infectă pe căști. Ureche. Îi prinde un ochi și se uită la site-uri murdare. Îi prinde o mână și semnează în fals. Îi prinde un picior și îl vezi că umblă pe unde nu trebuie. Îl prinde. La noi ca slujitori, ca pastori, vin o grămadă de băieți și fete. Unii dintre ei tremură și plâng și spun, frate, cum să scap de asta? Nu pot. Cum să scap de problema asta? Nu reușesc. M-am rugat, am postit, nu pot. Ce să fac? Și ce s-a întâmplat cu el? A trecut de la stadiul 1 în care a fost zgâriat la stadiul 2. El, în gura leului. Leul are o tendință. Dacă vrei să scapi, își înfige mai mult dinții în tine. Șt, mai tare. Taci, ești meu. Mai tare. Comentezi? Mai se strângă de tot. Zice David, când luptam cu leii și vedeam o oaie, era oaia din turma tatălui meu, nu era oaia mea. Știți că fiecare dintre noi suntem ca niște oi în turma lui Hristos? Știți că fiecare dintre noi avem valoare în ochii lui Dumnezeu? Știți că pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Iisus Hristos să-și lase Iisus Hristos mâinile cicatrizate, întinse la calvar, fiecare picătură de sânge din palmele Mântuitorului, din picioarele Lui și din coasta Lui, ne-a spus și ne transmite, pe fiecare picătură de sânge scrie, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc! Glorie Lui Hristos! Aleluia Lui Dumnezeu! Noi nu suntem un număr, un cod numeric personal, un green card. Noi nu suntem doar o identitate care aruncați la garbage când vrea cineva. Noi nu suntem la niște zaruri aruncați în univers. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu pun oamenii preț pe dumneata, nu sunt interesați cum ar trebui să fie interesați, nu le pasă de viitorul tău. Lui Dumnezeu îi pasă. Cine crede ca mine să ridice o mână sus. Aleluia lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă de viața ta, de sufletul tău. De fiecare oaie pierdută din turmă, e pasă lui Dumnezeu. De fiecare frate, de fiecare soră care s-au botezat și care s-au dus pe cărările străine, e pasă lui Dumnezeu. Și mă rog Duhului Sfânt să-i cerceteze chiar în aceste momente. Prezența Domnului să intre în camera lor. Puterea lui Dumnezeu să intre la nivelul minții lor. Pentru că atunci când nu mai pot pastori, nici psihologii, nici terapeuții, nici medicii, atunci când nu mai există soluții nici măcar la centrele de detoxificare, poate Domnul. Poate Domnul, aleluia lui Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. David a zis, mă duc și-l prind. Îl ajung. Și dacă mi se împotrivește, atât de mult îmi iubesc oaia, încât o să mă lupt cu el cot la cot până îl omor. Eu rupeam falca, a zis David. Aveai ceva în mână? N-aveam nimic. Dar cum puteai să faci asta? Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt era peste el. Slăvit să fie Domnul. Amen. Dăm doar câteva pagini și ajungem la 2 Samuel 23. Unul dintre cei mai proeminenți viteji al lui David. 23 cu 20. 2 Samuel 23 cu 20. Benaia, fiul lui Jehoiada. Fiul unui ob din Gabțel, ob viteaz și vestit. Și faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. Uitați-vă, s-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu. Într-o zi, când căzuse zăpada. Benaia zice, eram într-un moment mai liniștit. Nu era declarat război la noi în țară și mergeam normal. Nu era semnalizată nicio groapă, n-am văzut nici măcar un semn de degen, de pericol, n-am văzut nimic. Și în timp ce mergeam, am călcat cu dreptul și am văzut că patinez. Și am vrut să mă prind de ceva, dar am ridicat și stângul și am căzut. Și ce face un om când cade într-o groapă? Primul pas e că se uită în sus.
caută prin jur grengi, rădăcini de copac, să iasă cumva afară. Și în timp ce căutam, zice Benaia, să ies, am primit pe spate, nu o mănăugheară. În loc să spună welcome, un om m-a atins un leu. Dragilor, zice Benaia, eram într-un spațiu în care nu puteam să fac manevră. Eram într-un loc periculos pentru că a căzut zăpada. Riscam să patinez. N-aveam aliați. Nu mai suna nimeni la telefon. Niciun semnal, niciun SMS, niciun mesaj. Nimic pe WhatsApp, pe Telegram, pe Signal. Nimic. Nu mai era nimeni cu mine. Eram singur. Aveam o provocare. Dacă nu-l omor, îmi rămân doar hainele. Stai, mă mănâncă tot, cu oase, cu tot. Mor. Și Benaia zice, m-am luptat cu leul până când l-am omorât. Pentru că vreau să vă repet în această seară, dragii mei, cu dușmanii spirituali n-ai voie să te lupți o vreme. N-ai voie să-i ataci un pic și apoi să-i lași în leșin. Dușmanii tăi spirituali trebuie să-i omori. Orice păcat trebuie să-l scoți din viața ta cu riscul până la sânge, zice Biblia. Luptă-te până la sânge, împotriva păcatului. Cu riscul să pierzi în lumea asta, luptă-te. Ca să vă argumentez cazul, dacă nu omori un dușman spiritual, te omoară. Vi-l amintesc pe împăratul Saul. Dumnezeu a zis, am decretat și am scris atunci când, în momentul în care la Refidim, efectiv, amaleciții au tăiat calea evreilor, oamenii ăștia erau peregrini, n-aveau arme cu ei, sau dacă aveau unele știau folosi oricum, nu erau pregătiți pentru a lupta, le-a tăiat calea, erau însetați, le-a tăiat calea și ei au zis atâta, lăsați-ne să trecem. Și au zis, nu, vă și lovim și luptăm cu voi. Dumnezeu a spus lui Iosua, scrie în carte că picior de amalecit nu rămâne pe harta lumii. Îi rat pe toți de pe harta, îi omor. Dumnezeu a zis, Saule, împărate, am găsit de bine să hotărăsc. Să fii tu omul prin care să derulezi acest plan, să-l împlinesc. Toți amaleciții trebuie să moară. Sunt dușmanii poporului meu și Dumnezeu a zis, implicit dușmanii mei. Saul a mers la luptă, spune Biblia, și într-un final a zis, bă, stați un pic. Cum ar fi să luăm oile astea foarte pregătite pentru jertfă, dar sunt dintre ale amaleciților. Domnul le-a spus, nimiciți cu desăvârșire tot ce este la Amalec. Boi, oi, animale, vite, oameni, copii, prunci, nu contează. Tot! Și că zice Dumnezeu, tot, tot să fie. Amin! Toată inima, toată pasiunea, toată dedicarea, tot pentru Dumnezeu. Tot ce zice Dumnezeu trebuie să fie împlinit. Dar litera, m-am zis, ce zice în cartea asta, trebuie să împlinim. Lăudați să fie Domnul. Glorie lui Dumnezeu. La învoire cu poporul, deci Saul știa, a zis, lăsați-mi în pace. E ca și cum ai face șmecherii în vârteli și faci mulți bani prin șmecherii și vii și spui, frate, punem la coletă. N-are nevoie de Domnul de azi, de jertfe compromise. N-are nevoie. După cum n-are nevoie nici măcar de aia $200 care îi câștigi în plus în timpul săptămânii. Joi aveți program? Miercuri. Că miercuri trebuie să fii la biserică și tu mai câștigi $200. Ai grijă că aici arată cât și cine e mai prețios în viața ta. Lasă și niște oameni în viață. După 20 de ani, mă doare inima în piept, că spune asta întotdeauna, după 20 de ani, pe munții din Gilboa s-a aflat că a murit Ionatan, omul lui Dumnezeu, sfântul la care nu-i găsești nicio impuritate, mă tot mir. De ce a murit sfântul ăsta, domnule? Știți că sunt sfinți care mor pe nedrept? Știți că sunt sfinți care sunt efectiv loviți și n-au nicio vină? Vă dau câteva cazuri. Abel, cu ce a greșit? Nabot, cu via lui, cu ce a greșit? Zaria, că a fost omorât între tinte și altar, cu ce a greșit? Ioan Botezătorul, cu ce a greșit că i-a pus capul pe farfurie? Ștefan Martirul, cu ce a greșit? Nu mai continui, mă opresc. Că nu cunosc lista întreagă. O să aflăm în cer. Saul a aflat că și el moare.
Și a dat seama că tot poporul evreu este siguranță, învins, garantat. E distrus. Și în momentul acela are tentativă de suicid. Se apropie de omul care poartă armele și îi spune: apropie-te și omoară-mă. Omul ăsta e evreu pur sânge, chiar dacă e mai tânăr, are bun simț și are o relație bună cu Dumnezeu. Și zice: nu, nu mă ating de unsul Domnului, nu mă ating. Aviz amatorilor care zic că mă ating: nu vă jucați cu asta, că plătiți. Că eu n-am găsit în Biblia asta oameni care să se atingă de unsul Domnului și să n-aibă probleme el sau cineva din casa lui. Merge uneori până al patrulea neam, impactul răzvrătirii. Mare atenție, nu vă jucați. Că e pe cont propriu, fiecare plătește ce face. Eu predic, plec și fiecare plătește ce face. Paratul Saul se aruncă în propria lui sabie. Atât disperat e. Încă nu-i mort. E plin de viață, așa de viață, plin încât aude, are un simț auditiv foarte dezvoltat. Aude cum cineva pășește. Își ridică privirea din pământ. Că atunci când ai gânduri suicidare, numai pământul vezi, uiți de cer, se uită la orizont. Își concentrează mintea încât formulează corect întrebări. Vorbește corect cu omul ăla și spune: apropie-te și omoară-mă. Întrebare: s-a apropiat? Nici nu a clipit asta. S-a dus înspre el și rapid l-a omorât, fără pic de bun simț, zero sensibilitate. Știți de ce? Era un amalecit. Care amalecit? Păi amalecitul pe care trebuia să-l omoare Saul. Amalecitul care n-ar fi vrut Dumnezeu să fie în viață. Amalecitul care nu trebuia să fie în viață. După 20 de ani? Da. După 20 de ani. Vă spuneam că există mai multe stadii. Ca să nu-mi ziceți că vorbesc doar din Vechiul Testament, vă prezint doi lei de la cei mai mari piloni ai Noului Testament. Ascultați ce zice Sfântul Pavel când este în sala de judecată și trebuie să fie condamnat la moarte. Se afla închis în penitenciarul din închisoarea Mamertină din Roma. M-am uitat în sală, zice el, 2 Timotei 4 cu 16. Și când trebuia să răspund eu la întâiul meu răspuns de apărare, că trebuia să vorbesc eu, m-am uitat să văd un om care e atent la mine, care e prezent, pe care îl interesează. Și la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Mă aștepta să-l văd pe Marcu, mă interesa să-l văd pe Aristarh, pe Luca, de Dima. Nu mai aveam speranță. Că știu bine că a plecat și s-a dus la Tesalonic și vitrinele lumii l-au atras. M-am tot gândit, oare ce l-a atras pe Dima? Oare există ceva în lumea asta care să merite să concure cu Dumnezeu? Cum de un bărbat n-are atâta minte în capul lui încât își lasă nevasta, divorțează, umblă cu amante, cu prostituate, cu murdare? Și renunță la Dumnezeu, spălat în sângele mielului. Nu mai întreb dacă e creștin, întreb ce are în cap. Dima, de ce ai plecat? Altădată erai printre oamenii care transmiteau salutări celorlalți. Erai între Luca și Marcu. Trimiteai salutări și sănătate destinatarilor epistolelor celorlalte, Filipeni, Coloseni. Ce s-a întâmplat cu tine, Dima? M-a atras păcatul. Am început să mă duc mai rar la biserică. Am început să văd greșeli la slujitori. M-a atras păcatul. Pavel zice: nu mă aștept la Dima. Nici la Alexandru Căldăraru, care s-a angajat și s-a auto-întemnițat doar să-mi facă rău.
Mă așteptam la alții. Mă așteptam ca dintre martorii prezenți să zică unul, eu l-am văzut pe sfântul ăsta cum s-a apropiat de Enea, care era o loc de picioare, și a zis, văd că ai credință, ridică-te și umblă în numele meu. Nu în numele meu, în numele lui Iisus. Amin. Că numai în numele lui Iisus se întâmplă minuni. Glorie Domnului. Ascultați, nimeni a fost cu mine, zice Pavel, să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Dar Pavel zice, mai atent, n-am văzut oameni la orizont, dar am simțit pe cineva care m-a apăsat pe umăr. Am simțit cineva care m-a prins în brațe. Domnul a stat lângă mine. Cele mai grele momente din viața ta să nu uiți, Domnul, dacă rămâi lângă El, El stă lângă tine. El nu-ți face o poză cu tine, El stă lângă tine. El nu vine când ți-e ok viața, nu vine când ești gata, gata să-ți dai Duhul. Nu, 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 El stă lângă tine. El nu zice, am 8 miliarde de pământeni, ești prea ocupat cu lumea asta plină de oameni. Nu, Domnul stă lângă tine. Și ce ai făcut, Doamne, cu Pavel? Și ce zice Pavel? Ca simțit, zice Biblia, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și ne explici, te rog, ce s-a întâmplat? Da. Și am fost izbăvit din gura leului. S-ar putea să cazi în gura leului nevinovat fiind. Și se scrie rău despre tine. Și te calumnează și își bagi joc. Și te ironizează și îți dau ignor. Nu-i băga în seamă. Tu rămâi lângă Domnul. Tu mulțumește Domnului că El e lângă tine și ți-e suficient. Ce s-a întâmplat, Petre? Că tu ești reprezentantul evreilor. Ești un pilon puternic al Noului Testament. Pe eu vă spun clar, zice Petru, 1 Petru 5 cu 8. Fiți treji. Nu dormiți. Fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu. Acum trebuie să vă explic ce înseamnă a da târcoale, mai ales pentru americani, da? A da târcoale înseamnă a merge în jurul unei prade, așa, se duce peste tot, se duce peste tot, se duce peste tot, urmărește, se uită la el, la el, la el, se uită la ea, la, la fiecare se uită. Nu contează cine-s, că-s pastor, nu contează cine-s, leul te urmărește pe fiecare și la el se uită, și la el se uită, și la dumnealui, și la, la fiecare dintre noi. Dă târcoale, se uită, face un ocol. La fiecare se uită cu foarte multă atenție și își pregătește momentul în care să sară. Ascultați ce zice Biblia. Dă târcoale ca un leu și caută, dar înainte să caute, răgnește. Pentru că din când în când leu ăsta, dușmanul ăsta spiritual, vine aproape de tine și trage un răgnet și zice, o să mori. Și mai trece dincolo și zice, băiatul tău rămâne în lume. Și mai trage un răgnet. Și se mai întoarce dincolo și mai zice o minciună. Și îți vorbește exact pentru problema ta. N-ai viitor, n-ai speranță, tu trebuie să mori și o să mergi în iad. Și dacă oricum o să mor și o să mergi în iad, ia puneți niște pastile, supradopaj de medicamente. Ăsta e răgnet. Și caută pe cine? Să înghită. Stadiul 3. Zgâria de leu, stadiul 1. Mușcat și în gura leului, stadiul 2. Înghițit de leu. Stadiul 3. Vrea să vină la biserică, își spală mașina, se pregătește și nu mai urmă oricând ea, domnule. Știi de ce? Nu mai face ce vrea. Nu mai este el liber. E în interiorul leului. Leul decide. Dacă leul o ia la dreapta, o ia și el. Să zicem mai grav stadiu. O să spun ceva în seara asta. Există o mână nevăzută. Este cea mai puternică mână din univers. Care nu doar pe zgâriați îi poate vătăma. Care nu poate intra doar în gura leului și să smulgă viața ta dacă e prins acolo în gură. Cel intră și n-are nevoie să intre prin gură sau prin esofag, el intră direct și te poate scoate din abdomenul leului. Binecuvântat să fie numele Lui. Atâția oameni care nu mai aveau niciun sens în viață. Atâția oameni care nu mai puteau niciodată să fie reabilitați. Cineva s-a întins după ei.
Cineva s-a întins în groapa lor cu mocirlă. Când ziceau, nu mai am nicio șansă, frate. Nu mai am nicio speranță. Nu mai am nici măcar credința că Dumnezeu îi mai pasă de viața mea. Dumnezeu și-a întins mâna lui și a zis, David, eram disperat, eram în groapa mocirlei, eram în faliment, eram în cădele, dar am simțit pe cineva care coboară spre mine. Mi-am pus nădejdea în Dumnezeu și am zis, Doamne, e singura mea speranță. Nu ești varianta A din B, C, D, A până la G. Nu! E singura mea speranță. Și cineva s-a întins mâna spre mine. M-a scos din fundul mocirlei. Eram năclaios. Eram murdar. M-a luat de acolo. M-a spălat. M-a făcut curat. Mi-a pus picioarele pe stângă. Mi-a zis, vezi că de azi nu mai cânți, mă, cum vrei tu. De azi cânți cântările Domnului. Mi-a pus o cântare nouă în gură. O laudă pentru Dumnezeul nostru. S-a uitat o grămadă la mine și zice, David, nu toți au văzut, erau orbi, dar mulți au văzut lucrul acesta. Și în loc să zică ce tare e David, s-au încrezut în Domnul și l-au lăudat pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Imperativul cu care trebuie să pleci în seara asta din mesaj e următorul. Biruiește-ți leul. Dacă ai mai mulți, biruiește-ți leii. Cum? În primul rând, recunoscându-l. Samson putea să zică, mă, nu se poate. Între vii, nu a fost niciodată, statistic, istoric, de-a lungul timpului, nu a existat posibilitatea să fie între vii un leu. Nu se poate. E cel mult un cățel. Vorba românească, curcitură, între câine și leu. Nu-i leu? Știți că o grămadă se joacă cu leii spirituale? Ei spun, asta nu-i păcat. Se trezește cât e un băiat. N-are nimic fixat legat de căsătorie. Eu sunt foarte direct și vă spun ce zice Duhul Sfânt, da? N-aveți ce face, că numai când termin. Asta e. Doamne ajută, n-a zis amin, da? Ajută, Doamne, oricum. El o cunoaște pe fată de aseară. Și merg numai ei 200 de kilometri sau de maile. Vezi că te cam joci cu leu. Te cam joci. Că există parcări. Că există hoteluri. Te cam joci. Nu te juca cu lei. Dragilor, ne putem juca cu multe lucruri. În sensul în care sunt perisabile și sunt recuperabile. Dar cu pocăința noastră n-avem voie să ne jucăm. Cu Biblia n-avem dreptul. Cu cerul trebuie să avem probleme să ne riscăm. Și cu Dumnezeu ne putem pune în joacă. Fii serios. Te juca. Recunoașteți lei. Personal trebuie să vii în fața lui Dumnezeu să spui, Doamne, dușmanul meu spiritual e ăsta. Aici am o problemă. Ești băiat? Știți că 85% dintre băieții penticostale au probleme cu pornografia? Știți asta? Asta e caz statistic din România. Dacă vorbesc de America, probabil că crește un pic procentul. Te juca. Simpla privire la imoralitate e păcat. Identifică-l. Ai o problemă cu masturbarea? N-ai ascultat medicii și că oameni de știință derapați, care nici măcar, eu mă îndoiesc și de știința lor, unde și-au făcut ei studiile și așa mai departe, că scot niște aberații sonore, căci că masturbarea ar fi indicată medical. Mă, oameni buni, masturbarea e păcat. Se zice amin. E păcat? E leul tău? Dacă continui ca soră, tac, 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 picătură chinezească, tac, 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 i-ai spus odată, de două ori, de trei ori, de cinci, de 10 ori, mai continui, te mir că te enervezi. Și mai zici, ce ești așa supărat? Eu v-am spus că am cea mai vreo femeie din lume, deci nu-i cazul ei, nu vă speriați, da? Dacă e ispita ta să vorbești, ia un pic, ia un test, închide gurița. Luptă-te cu leul ăsta, gura închisă. Bărbatul are o problemă cu consumul alcoolului, da? Păi din seara asta promite lui Dumnezeu că asta nu o să mai faci niciodată. În frigiderul unui pocăit n-are ce să caute nici berea cu alcool, nici berea fără alcool. O zice cineva amin și n-am auzit? Amin.
Am auzit o invenție de asta periculos de gravă. Ci că, domnule, noi avem voie să consumăm vin înainte să avem relații intime. Vi se pare normal? Păi da, bă, oameni buni. Aproape că vine să vă întreb unde-i creierul. Știu că l-aveți, dar folosiți-l, vă rog. Alții, înainte de căsătorie, se uită la filme imorale și vor să practice în dormitor. Vi se pare normal? Deja nu mai îmi place, așa? Intrăm prea mult de detalii. Recunoașteți leul. Nu o să mai dau alte detalii, dar să știți că aici e prezent Duhul lui Dumnezeu. Și să știți că cei care sunt atenți, chiar dacă nu știu limba română, Duhul lui Dumnezeu să le spună care e leul lor. Eu cred în asta. Este o putere nevăzută. Eram într-o altă țară, în afară de America, și erau mulți care nu știau limba română. Și a venit unul care a zis, eu n-am înțeles aproape nimic, dar am prins un cuvânt. Asta e problema mea. Ce să fac? Ajutați-mă, vă rog. Recunoașteți leul, intră în viața ta privată, personală, la nivelul minții tale, la nivelul privirii tale, la nivelul urechilor tale, la nivelul buzelor tale, la nivelul mâinilor tale, la nivelul picioarelor tale. Hai să ne înțelegem ceva. Păcatul pe care nu-l mărturisești, nu ți se iartă. Pricep ce spun? Nu veni cu o teorie de aia super mascată în care zici, Doamne, iartă-mi toate păcatele. Și tu știi că ai tras o jurătură ieri. Tu știi? Păi vin în fața Domnului și spune, Doamne, am înjurat. Uite, mă simt un gunoi, Doamne, zbotezat în apă de 30 de ani. Mi-e groază de mine, îmi crapă brațul de rușine în fața cerului. Fii ca Petru care simte să smulgă părul din cap când îți dă seama că s-a lepădat de Mântuitorul. A ieșit afară, spune Biblia, și a plâns? Cam mare. Știi ce înseamnă să plângi pureția mare pe limbă? Asta înseamnă să-ți iasă acidul din stomac. Asta înseamnă să vezi că viața ta e vulnerabilă, să-ți dai seama că ai o problemă personală. Să zici, Doamne, smulge păcatul din viața mea. Amin. L-a recunoscut, a zis, e leu, nu mă joc. Că mă lupt, că e leu. Pasul 2. Biruiește-ți leul, reactivând Duhul Sfânt, puterea în tine. O, cum vrem noi să inventăm putere. Unii vor să facă putere. Și dacă facem asta, dacă e așa, vine puterea. Unii imită evangheliști mari și spun ca ei să mișcă, nu știu cum, fac semnele lor, au instinctele lor, crezând că vine puterea. Puterea nu vine așa. Puterea vine de la Duhul Sfânt dacă vine, dacă nu, nu există. Ori vine, ori nu vine. Noi n-avem nevoie de show chiar pentecostal să aducem puterea. Noi n-avem nevoie de foc străin să vină puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu vine prin Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, Duhul Domnului a venit peste Samson. Amin. Să căutăm prezența Duhului Sfânt. Să credem în darul Duhului Sfânt. Și ce cred că poate să mai trezească generația asta? O manifestare autentică a darurilor supranaturale. Știți că au fost momente în care Duhul Sfânt mi-a zis, spune-i, ce-a făcut în clasa 10-a, semestru 2? S-a făcut alt pe loc, băiatul avea 25 de ani. Nu vă dau alte detalii pentru că n-am voie să vă spun. Și ce mi-a zis după consiliere, spre final? Am crezut că sunteți bun psiholog. Am crezut că știți să citiți oamenii. Dacă n-a zis nici clasa 9-a, nici clasa 11-a, nici a 12-a, când n-a zis nici clasa 10-a, semestru 1, ci a zis clasa 10-a, semestru 2, a fost singurul semestru în care am avut o problemă spirituală gravă. Am zis, aici e Duhul lui Dumnezeu. Din momentul ăla a început să-și pună toată viața. Îmi doresc ca în bisericile noastre să fie proroci autentici și prorocițe. Îmi doresc ca Duhul Sfânt să trezească băieți și bărbați, la care Duhul Sfânt să le dea vise de descoperire despre atacurile demonice pe care diavolul le are indentate și pregătite foarte bine puse la punct, ticluite, să ne atace, mai ales pe slujitori, dar nu numai. Nevoie de dar de cunoștință, de vorbire despre înțelepciune,
E nevoie de dar de tămăduire, amin? E nevoie de darul vorbirii în alte limbi. E nevoie ca Duhul Sfânt să coboare într-un mod supranatural. Duhul Domnului a venit peste Samson. Și ce concluzie am tras după ce am consiliat câteva cazuri de drogați care au fost eliberați? Știți când a fost eliberat un băiat care a venit dintr-o altă localitate, a venit la noi la biserică la Betania, a coborât la demisol și a mărturisit toate păcatele. Înainte să vină la biserică a simțit la nivel de parte stângă o mână puternică care l-apasă și a simțit că moare într-o marți seara. A zis, dacă scap, Doamne, acum nu mă mai drogez niciodată. Era o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt. A venit la biserică și a mărturisit toate păcatele. A dat pe față toate rețelele, n-am voie să spun nimic despre ele și nu o să spun niciodată. Și-a luat telefonul și a știți toate datele de contact ale persoanelor cu care a umblat în rețele. Eram într-o săptămână de străluință la Betania, la Cluj, la biserica locală. A urcat pe scenă. S-a rugat și în primele 10 de minute a început să vorbească în limbi. Știți de când s-a văzut schimbarea? Din dimineața următoare. Era seara, a ajuns pe la 11 acasă într-un sat de lângă Cluj-Napoca și ca să ajungă la școală dimineața mergea cu un autobuz. Înainte era derbedeu, vagabond. Când intra el în autobuz, șoferul intra în panică. Ăsta o să facă ceva. De fiecare dată făcea ceva. Caterinca își bătea joc de toți, așa. Când a intrat băiatul nostru botezat cu Duhul Sfânt, născut din nou înainte, cu păcatele iertate. Șoferul a trebuit să întrebe niște colegi care au mai rămas în urmă, ce s-a întâmplat cu? Și ăștia au zis, am auzit că a fost la pocăiți și că a fost botezat cu Duhul Sfânt. Știți că în zilele următoare au luat un instrument să cânte? De ce? Duhul lui Dumnezeu a coborât. Știți că există păcate și dependențe de care nu poți să scapi decât prin iertarea sângelui lui Iisus Hristos și nu trebuie să rămâi un teren vulnerabil. Trebuie să devii un teren dedicat lui Dumnezeu, un spațiu prin care să lucreze Duhul lui Dumnezeu. Casa ta curată să nu rămână goală, să vină Duhul lui Dumnezeu în ea. Să vină prezența lui Dumnezeu, să te folosească Domnul. Noi zicem, frate, e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Întrebarea asta e aberantă. Vrei nota 5 la școală? În România știți bine că notele sunt între 1 și 10. 1 e cea mai mică, 10 e cea mai mare. Vrei 5 să treci? Cât un elev zice 4,99, vă rog frumos. 4,49, rotunjiți-mi cumva. Nu e corect. Dumnezeu vrea pocăiți de nota 10, cei mai buni. Nu-i suficient să se închidă ușa raului după mine în spate? Eu când mă duc pe stradă, când mă duc undeva, eu trebuie să fiu un magnet al Duhului. Eu trebuie să fiu un instrument al lui Dumnezeu și unde mă duc eu, să se întâmple ceva supranatural. Oamenii să fie salvați. Oamenii să fie eliberați. Oamenii să fie schimbați. De ce? Duhul Sfânt vrea să mă împuternicească, să mă folosească. Amin. Nu doar să fiu mântuit ca prin foc, ca să-i tâlharul, care nu mai apuca să trăiască. Este cazul lui. Noi trebuie să fim oameni care să captăm în jurul nostru și să-i trimitem pe oameni spre Hristos mai voi. Să-i vadă puterea, să-i vadă măreția. Duhul Domnului a venit peste Samson. Avea ceva în mână? Nu. S-a luptat fără arme. Fără să aibă ceva în mână, zice Biblia. Dacă vrei să-ți biruiești leul în al treilea rând, respectă-le disciplinele spirituale. Luptă-te cu armele luminii. Te-a vorbit cineva de rău? În loc să ridici mitraliera, să-i spui pac, 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 l-am distrus. Mă simt bine. Sunt un pic mai sus. I-am arătat eu. Sunt mai inteligent în replici. Ia taci un pic. Mai taci un pic? Ia intră într-o zi de post. Care sunt discipline spirituale, le știți, doar vi le amintesc, nu e nicio problemă, știu că știți. Respectă rugăciunea. Uite, eu vă rostesc o binecuvântare. Într-o seară care urmează după o zi în care nu v-ați rugat deloc, în noaptea aia deloc să n-aveți somn, a zis amin?
riscant, periculos. Să te învârți ca un șurub prin pav. Și când îți dai seama că n-ai somn, să-ți amintești de predicatorul ăla mic și rapid, agitat. Așa? Zici, domnule, mi-a spus pastorul Caleb că dacă nu mă rog să n-am somn, să împlinește. Să te rogi. De ce? Nu te rogi, mori. Știți de ce mă tem pentru oamenii care îi văd în biserică cu ochii larg deschiși la rugăciune, n-au nicio responsabilitate administrativă, nimic, și ei stau și se holbează. Bă, n-ați văzut destul biserică cum arată? Ce mai vreți să vedeți? Ok, ați văzut că sunt îmbrăcat așa, așa, așa. Ok, suficient. Chideți-vă ochii și rugați-vă. Omul care nu se mai roagă, moare. Nu mai respiră, moare. Respectă disciplina citirii Bibliei. Înainte să încep să citești news-urile, citește Biblia. Vă mai dau o binecuvântare. Sper să ziceți amin acum că sunteți pregătiți. Într-o seară care urmează după o zi în care n-ați citit nimic din Biblie, să n-aveți somn. Știți că unele, așa zise, drumuri spre divorț, încep că nu mai citesc cu Biblia împreună, soțul cu soția, și că n-are niciunul dintre ei o Biblie a lui. Oricine vrea să căsătorească bine și încă nu-i căsătorit, să-și facă o Biblie urgent. După telefon, o Biblie, așa? Minim dimensiunea asta, că mai mică nu există. Puteți lua și mai mare împreună. Surorile, cumpărați-vă gențile după Biblie care le aveți, să vă intre. Citește Biblia. Citează cuvântul Domnului. Există lupte spirituale la care nu o să le faci față dacă nu ai înmagazinat în creierul tău, în mintea ta, în memoria ta, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta e duc și viață. Să nu-ți litere, să-i putere. Să nu-i putere omenească, să-i puterea lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta eliberează, vindecă, transformă, mântuiește. Cuvântul ăsta binecuvintează viața. Lăudat să fie Domnul. Îți intră o dihanie în cameră în timp ce stai seara și nu poți să dormi? O arătare demonică? Rostește cuvântul Domnului! Spune un cuvânt de genul, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, de ce? Tu ești cu mine, aleluia! Lăudați să fie Domnul! Te atacă un duc de frică pentru problema pe care o ai și care nu se rezolvă niciodată din perspectiva ta umană? Spune-i diavolului, diavole, te-am identificat? Ești un duc necurat? Ești un duc de frică, de panică, de îngrijorare, de anxietate, de nesiguranță? Știu că vrei să lupți cu viața mea, că vrei să mă distrugi spiritual. Vreau să spun clar, cu Dumnezeul meu, la fel ca psalmistul, voi putea să sar chiar peste o zi înalt. Aleluia lui Dumnezeu! Dumnezeul meu e cel mai tare! Dumnezeul dumitale nu e un pipernicie de Dumnezeu. Nu e un fel de statuetă care s-o pui nu știu unde s-o porți. Dumnezeul tău e tot puternic. Aleluia Dumnezeului nostru. Slăvit să fie Domnul. Dar trebuie să-L cunoști din Biblie. Nu din seriale. Nu din filme turnate, din Biblie. Când citești cartea asta se întâmplă ceva, o conexiune supranaturală. Coboară Duhul lui Dumnezeu care a inspirat Scriptura și îți luminează mintea. Și încep să vezi problema aia de acolo. Oh, asta e problema mea. Cum mi s-a rezolvat lui, mi se poate rezolva și mie. Aleluia lui Dumnezeu. Respectă disciplina postului. Cum să postim? Unii spun, domnule, eu postesc cu cola. Frumos din partea voastră. Păi așa puteți posti 200 de ani. Nu se postește fără mâncare și fără apă. Nu muriți. Garantez eu pentru asta. Uitat un solidoc de ăsta, băiat puternic, venit din altă parte decât România, în birou la consiliere, mi-a spus toată viața, avea niște dependențe. M-am uitat în ochii lui și am zis, uite, ca să scap de problemele astea, Duhul Sfânt îți cere, pentru că sunt niște posesiuni demonice care există. Nu poți să iasă afară decât cu post și cu rugăciune. S-a uitat așa la larg și adânc la mine și a zis, frate, dacă eu postez, mor. Și i-am spus, dacă tu mori aici în zonă, eu te îngropă gratis. Se viață. Ce va facem? Dacă chiar mori, o să fii martir pentru Hristos. Dacă mor pentru că ai postit, extraordinar. Numai bine au ieșit toate dugurile afară, ai postit, verai. Ce să-ți fac? Nu mori?
Celebrație, nu mori? Dacă postești, nu mori? Fie foarte clar. Se inventează tot felul de posturi. Se postește cică cu gumă de mestecat. Unii postesc cu un pic de vin. Dacă mai aveți damijane cu vin sau sticle, pe canalizare. Că aveți canalizare, sunt performante, nu-i problemă. Nu o să se închidă, nu o să se funde canalizările cu sticlele. Sticlele spargeți în Toblerone. Postește. Știți cum posteau bătrânii noștri? Dimineața la ora 6 mergeau. Făceau o oră până la teren în câmp. În soare dogoritor, puternic, cu 30 de grade aproximativ Celsius. Cu soarele în ceafă. Mai făceau pauză când trebuiau. Se mai rugau printre cucuruzi. Genunchi pe pământ. Bătrânica cu bătrânicul întorceau acasă. Seara ajungeau pe la 10 și pe la 10 seara nu cinau fără să se roage. Asta da zi de post. Eu vă garantez că după zi de asta ies durile afară din oameni. Amin. Postește. Când nu mai merge nimic. Că nu mai merge rugăciunea, că nu mai merge predica, că nu mai merge sfatul, că nu mai merge Biblia, că citești, că nu mai merge nimic. Începe să postești. Nu merge o zi, postește a doua. Nu merge două, ia a treia zi. Nu lua din prima, ia-o încet. Ai o dependență, vrei să scapi de ea? A doua zi după ce ai făcut problema aia, iar ai derulat în viața ta, a doua zi ia o zi de post, dimineața până seara. Nu mănânci, nu bei nimic, citești Biblia. Dacă ești la serviciu de compost frumos, dacă ai clenciuri, le rezolvi. Dacă ai divergențe, gata, te retragi din certuri. Faci pace cu toți, amin. Se mai întâmplă odată? E o zi de post, o zi pauză, iar postești o zi. Se mai întâmplă a treia oară? Postești două zile consecutiv. Se mai întâmplă a patra oară? Postești două zile consecutiv, una pauză, două oară postești. Se mai întâmplă a cincea oară, când sigur scapi. N-am întâlnit caz în care să respecte cineva ce vă spun acum și să nu scape. N-am întâlnit. Sute de oameni au scăpat. Postești trei zile. Nu mănânci, nu bei nimic. Zice, frate, după două zile de post eram deja mic. Păi cam asta era ideea. Am început să iasă firea din tine. Nu mai ai aere. Nu mai faci tu concurența la semafor. Stai liniștit, nu mai îți vine. Abia apeși pe clanță și pe cerează. De ce o ieșit? O ieșit firea. Se scurge. Dispare. Postește. Vă mai spun ceva. Știți că există o disciplină spirituală care nu prea iubită? Mai mult de pastor iubită, ceilalți nu prea. Maxim familiile lor. Respectă disciplina frecvenței la biserică. Aici mergea un amin, așteptat. V-am ajutat, v-am obligat un bine. Amin. Știți cum face leul? Știți cum face animalul sălbatic în momentul în care, în momentul în care turma este urmărită și vrea să atace o oaie? Primul pas pe care îl adoptă animalul sălbatic este că se duce după oaia aceea, care a rămas un pic în urmă, o aleargă ca să o înfrige, o îndepărtează de turmă, o îndepărtează cât mai tare, dacă se poate, în piscuri adânci, de o hață. De ce? În turmă nu poate. Biserica e protecție, dragii mei. Cel mai slab om de aici care vine continuu e mai puternic decât omul care vine din când în când. Că nu mai ai niciun chef de biserică, vină din nou. Învață prin credință acest principiu. Trebuie să rămâi în turmă ca să fii oaia lui Dumnezeu, a lui Hristos. A păstorului cel bun. Altfel, ești victimă sigură a lui Satan. Nu te miroa că începi să pierzi. Nu te miroa că diavolul îți aduce gând de divorț dacă tu vii la biserică o dată la trei luni. Sorry! Nu se poate. Îndepărtarea de biserică este îndepărtare de trupul lui Hristos. Dacă prin excepție cuiva dintre noi, Doamne feră, sau unui om, îi taie cineva degetul mic de la mâna dreaptă, dacă nu îl pune în gheață, spun specialiștii, ăsta moare. Se îngheață sângele în el și veci, cel mai performant medic estetician nu-l mai pune la loc. Îl poate lipi cu ce vreți noastră, dar nu mai are sânge în el. Cadavru, mort. Nu părăsi biserica. Un singur lucru vă mai spun. Zice Biblia că Samson s-a întors după o vreme și în hoitul leului, în loc să găsească muște, viermi,
Și nu că vă continui, că poate unii vreți să cinați în seara asta. Și ce-o găsit? Miere. Cu miere în hoit? Minune, nu? Minune. Cui o dat miere asta? S-a dus la taică-sul și la maică-sul și-o zis, dragilor, vă rog să serviți ceva dulce frumos. Și ce înseamnă asta? Dragul meu tată, draga mea mamă, când pruncii tăi o să zbiruiască lei, o să ai o satisfacție extraordinară. Vii tu, frate, la mine de la biserică, de la noi, și o zis, frate Caleb, ai văzut-o pe fata noastră? Înainte să se întoarcă la Hristos, să fie schimbată radical, stătea pe telefon continuu. Continuu butona pe telefon în cor. Nu interesa. Atâta știa că trebuie să se ridice. Să ridica o stare de lângă el. Gaia. Nimic nu mai știa altceva. Butona de nimeni să-i crape tastele și te-a scrie. Coborul la mărturisire și mărturisii păcatele. Toate gândurile rele. Toate păcatele. A fost iertată total și radical. Sângele lui Iisus Hristos. A urcat pe scenă la străință, a fost botezată cu Duhul Sfânt. A intrat în cor, culmea a început să-și pună vaticul mai lung. Nu știu, nu-i zis nimeni. Foarte interesant. După asta, și ce-a făcut? A zis, tati, o trecut terminul în care ți-au intrat banii în cont. Ai dat zeceala. Opa, senzori. N-ar fi rău o fată de asta în fiecare familie, nu? Ce ziceți? Vindicat. Schimbat radical. Cine o schimbă? Păi nu-i spus nimeni. Consilierul spiritual nu i-a zis, vezi, să faci asta, 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 pa, 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 pa. Dacă nu faci, nu, Duhul lui Dumnezeu. Ce credeți, era bucuros tatăl ăsta? Avea așa un gust de miere. Băi, vii să vă ridicați. Nu mi-am propus în seara asta să stai peste program, dar nu-mi cer scuze că așa a vrut Domnul. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Acum când ieșim din programe, știți, e mai ușor. Deja au trecut de 8, e mai simplu, mai contează cât. E Duhul lui Dumnezeu prezent aici. Vreau să vă spun ceva, dacă un singur om e eliberat în seara asta, s-o meritați seara asta. Dacă un singur om e ridicat din descurajarea lui, s-o meritați seara asta. Dacă un singur suflet începe să aibă speranță și să aibă siguranță că Dumnezeu îl iubește. Dacă pe un singur om îl atinge Duhul lui Dumnezeu și schimbă radical mintea, e suficient asta. Că pentru un om Dumnezeu dă America, dă popoare, te iubește Hristos. Aș vrea să stai cu ochii închiși pentru că vreau să te gândești doar la dumneata, la tine, că ești mai tânăr. Poate tot programul te-ai foit, nu te-ai interesat. Care acum concentrează-te că e ceva foarte important pentru viața ta și viitorul tău. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te-a creat să nu fii un pipernicit spiritual și un învins și o falivertar. Dumnezeu te-a creat să mergi din groapă în groapă. Dumnezeu te-a creat să fii atât de jos încât să zici, Doamne, nu mai am nicio șansă. Dumnezeu te-a creat în fiecare zi, cu fiecare slujbă spirituală, să te ridici o treaptă mai sus. Să simți o prezență mai specială a Duhului Dumnezeu. Să auzi o voce mai clar. Să-ți vorbească Domnul mult mai clar. Să începi să ai vedenii cu Dumnezeu, să ai viziuni din partea lui Dumnezeu, să auzi vocea Domnului care îți vorbește. Nu e suficient să fii folosit ca un instrument pentru înaintarea Evangheliei, de exemplu să cânți sau să slujești printr-un fel sau altul administrativ. E obligatoriu să ai o legătură specială cu Domnul Iisus Hristos. Lupta aceasta este o luptă crâncenă pe viață și pe moarte. Dacă nu-ți distrugi leii tăi spirituali, dușmanii tăi spirituali, să știi că ăștia mai repede sau mai târziu te omoară. Dacă te-ai botezat de formă, când zice Duhul Domnului că sunt aici suflete care au creat niște forme religioase, dar care n-au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, să știi că în această seară Duhul lui Dumnezeu trece printre rândul. Bret, cantara, manavido, zedis. Sângele Domnului are putere de eliberare. Nimeni nu eliberează, numai sângele lui Iisus Hristos. Un singur cuvânt al lui Iisus are putere să transforme viața ta. Căderile tale vor fi transformate, ridicări. Falimentele tale în succese, durerile tale în vindecări, când tu nu mai poți deloc, o să poată mâna lui Dumnezeu, o să poată brațul Domnului, când simți că trebuie să pui armele jos și să cedezi, să renunți la luptă, să simți cum Domnul coboară în groapa ta cu lei. Daniele, chiar dacă trebuie să lupți cu lei, chiar dacă trebuie să lupți cu lei rugându-te mai departe, ai primit interdicție 30 de zile,
să nu te mai rogi altcuiva decât împăratului Dariu, dar tu zici, nu mă interesează. Pentru mine cea mai importantă lege este legea lui Hristos. Legea lui Dumnezeu, legea lui Iahve. Dumnezeul meu e cel mai important. Așa că o să-mi las ferestrele deschise spre Ierusalim și nu uit. Nu uit de Dumnezeu. Rog și laud pe Dumnezeu ca mai înainte. Nu renunț la cer. Nu renunț la prezența lui Dumnezeu. Mă așteaptă lei în groapă. Nici o problemă. Și îngerii Domnului parcă îi văd cum și-au întins palmele și au zis, coboară, că te ținem pe palme. Și îngerii Domnului s-au apropiat de gurile leilor și au zis, tăceți din gură. N-aveți voie niciun râgnet să derulați. N-aveți voie nici măcar o parte dintr-un deget de la mâna lui să-l atingeți. Omul ăsta trebuie să rămână intact. Aleluia lui Dumnezeu. Luptă cu dușmanii tăi spirituali și când te depășesc luptele și când tu nu mai poți, are Dumnezeu îngerii. Să intre Domnul cu îngerul lui în camera băiatului tău. Să trimită Domnul o gardă îngerească la fica ta. Să intre Domnul într-un mod special la nivelul minții firilor risipitori. Shamena gradi velis. Că sunt mame care plâng de zeci de ani. Că sunt tați care sunt sleiți de putere și au slăbit din cauza durerilor emoționale. Și au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, de brațul Domnului. Și dacă după fiecare rugăciune, frate sau soră, parcă e mai rău cazul, parcă e mai gravă situația, să nu uiți, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează și dacă nu mai vezi nimic, Dumnezeu intervine și va aduce biruință asupra leilor care atacă mintea, sufletul și viața cuiva din casa ta. Dacă ai o problemă personală, dacă la nivel personal treci printr-o situație dificilă, dacă sunt aici prezente persoane care încă n-au un legământ cu Domnul Iisus Hristos, botezându-se în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și au minim 13 ani, nu și-au predat încă viața Domnului, că la 13 ani se pot împărți droguri, să știți. Atunci de ce să nu expunem pe preadolescenți la Evanghelie, la Cuvântul lui Dumnezeu? De ce să nu le prezentăm Evanghelia și cerul, dacă Satana le prezintă pe display-ele lumii tot păcatul? Noi tăcem din gură. Nu vom tăcea. Le prezentăm și noi oferta lui Dumnezeu, care e cea mai importantă. Dacă n-ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă trăiești într-un păcat anume, nu contează care e păcatul tău, poate fi doar o bârfă, o minciună, o răutate, o ranchiună, un resentiment, o invidie, o dorință de concurență, o dorință de a fi mai important sau mai importantă decât alții sau altele. Aș vrea să stați cu toții cu ochii închiși. Mă adresez spre aceia care încă nu sunt botezați în apă, au minim 13 ani și vor să-i spună Domnului, Doamne, te aleg ca Domn și Mântuitor, intră în inima mea. Cine vrea asta, să ridice o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Domnul să vă atingă, aleluia lui Dumnezeu. Cei nebotezați în apă, la ei mă refer, dacă este cineva, indiferent dacă este în rândul surorilor sau a fraților, dacă este cineva, dacă ești un băiat care a umblat pe cărări străine și Duhul lui Dumnezeu te cercetează, dacă n-ai ascultat nimic din predica asta, dar acum simți ceva special, să știi că e Duhul lui Dumnezeu. E Duhul lui Dumnezeu care lucrează. E puterea Evangheliei care transformă. E sângele lui Iisus care eliberează de sub puterea păcatului, care smulge din flăcările iadului. E puterea Domnului prezentă. Te mai întreb o singură dată, dacă n-ai încă legământ cu Domnul Iisus, chiar dacă ești din familie de pocăiți și vrei să-ți predai viața Domnului, ridică mâna dreaptă sus în semn că îl chem pe Iisus Hristos în inima ta în mod personal. Ridică mâna dreaptă sus înaintea lui Dumnezeu. Domnul vrea să-ți ierte păcatele. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aleluia lui Dumnezeu. Domnul spune că mai sunt și alții și altele. E prezent sângele lui Iisus Hristos care îl proclam să treacă peste fiecare frunte, peste fiecare minte, peste fiecare cuget. Șebet cantara managrada vias. Există putere în numele lui Iisus. Tu nu trebuie să mori, tu nu trebuie să te sinucizi. Viitorul tău nu-i dopajul de medicamente, nu slamele, nu-i pistolul. Viitorul tău e Iisus. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Sângele Domnului are putere de eliberare, are putere de transformare. Aleluia Domnului, glorie Domnului Iisus Hristos. Dacă dintre noi botezați în apă pocăiți, e cineva care îi spune Domnului, Doamne, am un leu cu care m-am luptat și am fost învins. Am fost învinsă, Doamne, am căzut, Doamne, pradă leilor. Vreau în această seară să mă rededic ție, Doamne. Vreau să îmi renod relația mea cu tine, Doamne. Perfectează-o, Doamne, desăvârșește-o, te rog. Transformă mintea, gândirea. O să mă rog mai mult din seara asta. O să citesc mai multă Biblie. O să stau mai mult în prezența ta și o să mă intereseze mai mult închinarea reală.
în Duh și în adevăr, în prezența Duhului Sfânt, o să caut să-mi dai un dar care vrei Tu, Doamne, o să-l cer, Te vreau pe Tine, vreau botezul cu Duhul Sfânt, dacă nu l-ai spune, Domnule. Dacă dintre pocăiții botezați în apă e cineva care se rededică Domnului, să ridice o mână stângă înaintea lui Dumnezeu, să zică, Doamne, vreau și eu o mână stângă, vă rog. Domnul e prezent aici, aleluia, aleluia. Mai multe mâini care se ridică și mai sunt și alții, zice Duhul Sfânt. Spune Domnului, Doamne, atinge-mă și pe mine, prinde mâna mea, eliberează-mă, Doamne. Pune pacea în sufletul meu, restaurează viața mea. O, răgnetul leilor, Doamne, diminează-l în sunetul lui, Doamne, că mă atacă satana cu frica. Spune Domnului, Doamne, vreau că atunci când vine răgnetul leului să aud vocea Ta. Și, Doamne, vreau ca vocea Mântuitorului să fie mai tare. Când leii și dușmanii mei spirituali mă atacă, vreau să realizez că leul din Iuda e cel mai tare. Leul din Iuda biruit este războinic, viteaz, biruitorul. Aleluia numelui Său, glorie Domnului. Osanale sângelui lui Iisus Hristos. Leul din Iuda e prezent în locul acesta și vrea să-ți dea pacea. Vrea să-ți restaureze casa, vrea să-ți binecuvinteze familia. Vrea să-ți aducă din nou liniștea în sufletul tău. Vrea să lucreze într-un mod supranatural, vrea să-ți dea un dar. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să intrăm cu toții în rugăciune, nimeni nu se uită la nimeni, fiecare se roagă. Uitați de ceas, de probleme, de alte lucruri, rugați-vă cu credință. Rugați-vă că nu v-ați rugat niciodată și strigați-vă spre mila lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ai milă de mine, de sufletul meu, de viața mea, de familia mea, de membrii din casa mea, de familia mea lărgită, Doamne. Să intre Domnul în cercetarea caselor unde există gând de divorț. Legăm în numele lui Iisus puterea diavolului. Orice putere demonică să cadă. Șerip Canada Varagrada Zaraias. Unde există boli care au venit în urma păcatului, păcatul să fie mărturisit și sângele Domnului să aducă iertare și rănile Domnului să tămăduiască în seara aceasta. Eliberare în numele lui Iisus! Eliberare în numele lui Iisus! Este singura noastră șansă! Este singura noastră soluție! Este singura noastră speranță! Iisus! 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 Aleluia Domnului Iisus Hristos! Să intrăm cu toții în rugăciune, să strigăm după mila lui Dumnezeu, să cerem puterea Domnului. Și Domnul e prezent aici să elibereze, să vindece, să restaureze, să restaureze. Aleluia Domnului Iisus Hristos, intrăm cu toții în rugăciune.
că avem nevoie, Doamne, de Tine, Iisus, aleluia. Avem nevoie de harul Tău și de mila Ta, Doamne.